Rosie și prietenii ei. Un dezastru regal. Rapunzel, Rapunzel, lasă-ți părul jos. Ce-a făcut Moș Martin? Ce-a făcut? Ajung și acolo, Holly. Și Rapunzel își lăsă părul jos din turnul înalt, iar prințul se cățără pe el și... Trăi la fericit până la adânci bătrâneți! Ura! Turnuri, prinț Chipeș, păr lung. Na, 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 na! O să te înving! Nici vorbă! Am câștigat! Sunt regele dealului! Să știi că n-ai câștigat, Will! A fost remiză! O, da! Regele întregii grădini! În cazul ăsta, eu sunt regina grădinii! Nu prea cred! Putem avea și un rege și o regină! Nu-i așa, Moș Martin? Da, în multe din cărțile lui Holly apar amândoi. Prea bine, dar eu sunt șeful. Nimeni nu trebuie să fie șeful, Will. Fie rege, fie regină, trebuie să lucrăm împreună, să avem grijă de toți și să-i facem fericiți. Ce mai fac regii și reginele? Reginele se pricep la tarte. De pildă, regina inimilor. Și eu fac prăjituri. Iar regii știu să călărească. Și reginele fac asta, la urma urmei știu să îmi conduc mașinuța. Eu știu ceva valabil și în cazul regilor și al reginelor. Locuiesc în case mari, foarte mari, numite castele. Un castel! O să-mi ridic unul și atunci o să stăpânesc întreaga grădină. Și eu o să-mi ridic propriul castel. Puteți veni în vizită oricând doriți voi. Wow! Prea multă gălăgie! Unii din noi vor să doarmă! Hopa! Scuze, Mierlă! Eu sunt regele! Nu trebuie să fac liniște! Se vede că în regatul ăsta gălăgios n-o să apuc să dorm niciodată! Am nevoie de un turn liniștit, ca al lui Rapunzel. Mă duc să-mi caut unul. Ce-i cu graba asta? Am întrerupt ceva? Mă duc undeva să construiesc cel mai bun și mai mare castel pentru prietenii mei. Și eu! Și voi să mă ajutați! Haideți! Nu, o să mă ajute pe mine, nu-i așa? Ce-i de făcut? Habar nu am ce tabără să aleg. Nici o grijă! Știu o soluție mult mai bună în privința asta. Bine, prieteni, trebuie doar să alegeți fiecare câte o panglică. Dacă veți alege una roșie, o veți ajuta pe Rosie, una albastră și o să-l ajutați pe Will. Nu trageți cu ochiul! Rosie! Will! Rosie! Rosie! Will! Hei! Nu-i corect! Tu ai 3 ajutoare, iar eu numai 2! Bine! Țup-țup o să ne ajute pe amândoi! Haideți, prieteni, să găsim locul perfect pentru castelul nostru! Haide, Țup-Țup! Ești al meu pentru început! Bine! Frumos și liniștit! Oare ăsta-i locul perfect pentru castelul nostru? Să vedem! E plăcut și sărim bine! Dar nu e locul ideal pentru un castel! Uitați-vă la mine! Nu, se leagănă prea tare. Prea multă gălăgie! Încă nu mi-am găsit liniștea și pacea. Dar aici, Rosie? Nu, nici aici nu e bine. Trebuie să găsim un alt loc pentru castel.
Un steag! Orice castel are un steag. Haideți, în labirint! Tum-tum-tum-tum! Faceți loc pentru împărat! Nici aici n-am pace și liniște! Oh! Ce părere ai, maiestate Will? Nu! Nu-i potrivit pentru un castel demn de un rege! Castorii! Constructorii perfecți! Hei, Matt și Ned! Vreți să mă ajutați să construiesc cel mai mare castel din regat? Da! La asta ne pricepem cel mai bine! Haideți, să mergem! De data asta încotro! Într-un loc ascuns, protejat... Labirintul! Liniște și pace în sfârșit. Și acum somnul de frumusețe. De ce nu îmi e somn deloc? Ăsta e locul perfect pentru construirea castelului unui rege. Hei, eu l-am găsit prima. Nu-i așa, Țup-Țup? Cred că l-ați găsit în același timp. Caută-ți alt loc pentru castelul tău, regină Rosie. Nu, tu va trebui să-ți cauți un alt loc pentru castelul tău, rege Will. Nu-l puteți construi împreună? Nu! Fiecare am putea construi jumătate. De acord. Jumătatea mai bună va stăpâni asupra tuturor. Or fi ei gălăgioși, dar nu-i la fel fără ei. Mă duc să arunc o privire, să văd ce pun la cale. Confortabil. Ta-da! Partea mea de castel e perfectă. Și a mea. Ce se petrece? Ajutor! Nu găsesc ieșirea! Nu! Mierle e blocată acolo! O fată la ananghie! Exact ca Rapunzel! Cine o să o salveze pe sărmana prințesă? Adică Mierle! Te salvez eu, Mierle! E inutil! Trebuie să colaborăm! Bine, facem pace! Nu te mișca, Mierle! Te salvăm noi! Ce faci? Sunt regele căsuței noastre și pregătesc un ospăț regal. Vrei să te ajut? Da, te rog. Îmi doresc un ospăț demn de regele Țup-Țup. Și regina lui Rosie.
Mulțumesc, Țup-Țup. Un delici. Rosie și prietenii ei. Eu și umbra mea. Țup-Țup dă o lovitură cu dreptul ca o rachetă. Ah, Will, regele loviturilor cu capul dă iar lovitura. Scoarța mea bătrână. Scuze, stejar. Nu-i deloc amuzant. Nu tu, stejar, Will. Uită-te la umbra lui. Are două capete. Asta nu-i nimic. Ia privește. Opa! Scuze, Moș Martin. Nu-i nimic. Astea ce sunt? Păpuși de hârtie. O surpriză pentru Rosie. Vezi? Eu și Rosie ținându-ne de mână. O să-i placă, Holly. Așa sper. Trebuie să le agăț înainte să plece din căsuță. Pa! Așu! Un cal! Mai vreau! Pentru tine, Țup-Țup, un iepure! Nu seamănă deloc cu mine. Ba da, un pic. Hei, ghindelor, ia fiți atente. Ce idee isteață, Will. Nu sunt doar regele loviturilor cu capul, ci și al umbrelor. În cea mai mare liniște. Sper să-i placă lui Rosie. Și acum, o pasăre! Așa arată un cioc. Al meu e mai elegant, mai rafinat. Cât despre aripi. Îți arăt eu aripi. Salutare, prieteni! Ce faci, Will? Forme din umbre. De le-ai fi văzut, Rosie. Mai fă câteva, te rog. Ce popular sunt azi. Bine, întoarce-te după masă și o să dau o reprezentație specială. Ura! Salut, Holly. Bună, Rosie. Ai avut o mică surpriză azi dimineață? Da, Will va da o reprezentație specială pe dealul stejarului. Înțeleg. Și altă surpriză n-ai avut? Da, noi două o să facem limonadă de mure și biscuiți pentru toți spectatorii. Bine. Ce ai pățit? Îți place să faci lucruri pentru alții? Știu. Te simți bine, Holly? Sunt bine. Să ne apucăm de copt. Zeu așa, lișiță, cine are cel mai frumos cioc? Cel mai elegant și mai rafinat, adică... Și cele mai bune aripi. Cele mai frumoase, splendide aripi. Spune-mi adevărul, n-o să mă supăr. Vă spun eu adevărul, arătați exact la fel. Nu-i adevărat, cărcotașo. N-am venit aici să fiu insultată. Toți știu că eu sunt unică. O să le placă biscuiții noștri. Da, sper. Holly, sigur te simți bine? Da. Haide să ne vedem de treabă. Grăbiți-vă! Doar nu vreți să pierdeți cel mai mare și cel mai frumos spectacol de umbre din lume. Venim acum. Am
ajuns! Poți începe, Will! Sunteți pregătiți pentru un spectacol unic! Da! Asta ce înseamnă, mă rog? Lișiță, încă nu a început! S-a întâmplat ceva, Will? Nu, nu e bine. Nu pot aici. De ce nu? Din cauza ta, stejar, îți tot scuturi frunzele, mă inhibi. Vreau să găsesc alt loc. O să le scutur mai ușor, promit. Will! Ei bine, așa mai vii de acasă. Gata? Nu, nu-i bine. Mă duc să caut locul perfect. Așteptați-mă aici, bine? Will, ce ai pățit? Nu mai pot face asta, Rosie. Dimineața făceam niște umbre mari. Iar acum, uită-te, mi-am pierdut umbra. Oh! Nici eu nu fac umbră. Asta fiindcă soarele s-a ascuns după nori. Poți să faci umbră doar când e soare și senin. Dar dacă n-o să țin spectacolul, o să par un ciudat. Atunci, mă gândesc că putem face altceva. Ce anume? Să mutăm norul? Sper să găsești rapid o soluție. Toată lumea vrea să vadă spectacolul. Pot să te ajut cu ceva, Rosie? Nu prea cred, Moș Martin. Toată lumea e tristă astăzi. Chiar și tu? Dar în dimineața asta ai primit cadoul acela surpriză. Care cadou surpriză? Cel făcut de Holly. Unde te duci? Să caut pe Holly! Ce-i cu acel cadou surpriză, Holly? Dacă nu ți-a plăcut, trebuia să-mi spui, Rosie. Dar care era cadoul? Holly, Rosie, astea sunt ale voastre? Păpușelele! Ce caută aici? Le-ai făcut pentru mine? Le-am lăsat în fața căsuței, dar trebuie să fi zburat. Îți plac? Le ador! Îți mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Vântul aduce multe daruri. Cele mai bune sunt neașteptate. Holly, trebuie să mai faci păpușele. Diseară o să le facem o surpriză tuturor. Lanternă? Avem? Degete? Sunt! Păsări? Mai terminați odată! Sunt! Și noi avem păpușelele de hârtie. Să înceapă spectacolul! Chiar seamănă cu mine! Bravo! Wow! Mulțumesc pentru ajutor, Rosie. N-aș fi reușit fără Holly. Ia priviți, și eu pot să fac umbre. Oh! Wow! Ura! Rosie? Da, Țup Țup? Unde se duc umbrele când e întuneric? Se duc la culcare, Țup Țup. Noapte bună! Dar umbra mea vrea să se joace, Rosie.
n-am fost eu, ci umbra mea. Rosie și prietenii ei. Lucruri ce gâlgâie în noapte. M-ai ratat! Îmi plac serile astea. Și mie, Rosie, mereu mă distrez când dormim la voi acasă. Da, pentru că pot face asta. Laptele! L-am prins! Iuh, bătăile cu perne îmi dau sete. Sete? Plantele! Aproape că am uitat de plantele noastre. Să le dăm și lor niște apă. Pregătește-te, Țup-Țup. Privește șarpele. Eu nu mă tem de șerpi. Nici eu. Bine, Țup-Țup. Șarpele. Noapte bună! Noapte bună, Rosie! Noapte bună, Rosie! Cereți scuze, Țup-Țup? N-am fost eu! Dacă n-a fost Țup-Țup... De unde a venit? E un sunet amuzant! Mă întreb de unde vine! Sunetă? N-am observat. Poate că știe Rosie de unde vine acest sunet. Asta ce a fost? E cineva la ușă. Hai, Rosie, să mergem să vedem cine e. Cine e? Doar noi. Bună, Mierlă. Bună, Martinel. Și voi ați auzit zgomotul? Amuzant. Eu nu am auzit chiar nimic. Zgomotul. Mă întreb de unde vine. Nu știu. Hai să aflăm. Poate e un monstru. Cu 3 capete și 16 picioare. Cu păr galben și violet. La 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 la. E în ordine, Mierlă. Se prefac doar. Să nu fii speriată. Speriată? Nu! Chiar dacă ar fi un monstru, l-aș face să dispară dacă mi-aș dori. Am venit doar să văd dacă sunteți teferi. Sunt bine! Sunt foarte bine! Să stai liniștit, Martinel! Stai liniștit! Zgomotul vine cu siguranță de afară. Cred că am mai auzit acest sunet. Poate în timpul furtunii. Nu pare a fi înnorat. Pe cer nu sunt nori. Și nici nu plouă. Îmi plac furtunile, mai zgomotoase. Mie nu îmi plac, furtunile mă sperie. Eu nu mă tem de furtuni. Eu nu mă tem de nimic. Unde a dispărut Mierlă? Aici erai, Mierlă. Ce faci acolo? Nu făceam decât să verific patul. Nu e timp pentru asta. Să ieșim și să vedem de unde vine acel zgomot. Wow! Ce-a
fost asta? Poate că e o furtună în subteran. Nu cred că există așa ceva, Martinel. Dar din subteran se aude. Să mergem să vedem. Oh, n-ar trebui să facem asta. E prea întuneric. Acum nu mai e. Ultimul la terenul de joacă e un monstru. Monstru? Unde? Așteptați-mă! Așteptați-mă! Nu e timp de joacă! Ascultați! Și animalele pe trambuline scot sunete ciudate! Oare asta m-a auzit? Nu pare a fi același tip de zgomot. Ăsta e mai tare. Se aude din nou. Mierdă. Opa, ce neîndemânatică sunt. Am alunecat. Ce a fost asta? Eu sunt sigur că a fost un monstru care gâlgâie. Cel puțin așa sunea. Să mergem pe urmele sunetului și să aflăm exact de unde vine. Pe aici. Nu de acolo, Mierlă. Sunetul vine de aici. Nu, sigur nu de acolo. Să mergem la stejar. Să ne spună ce să facem. Așteptați-mă. Ghindele făceau acest zgomot. Ghindele nu sunt atât de zgomotoase. Și nici nu fac pământul să se miște. Cum reușește stejar să doarmă în acest zgomot? Ce? Unde? Cine? Bună! Ce căutați toți pe dealul meu? Este miezul nopții, nu-i așa? E un zgomot care ne ține treji și nu știm de unde vine. Am crezut că vine furtuna. Sau un monstru! Tu nu l-ai auzit? Nu, descrieți-mi-l. E ceva ce sună cam așa. Nu, e mai mult așa. Gâl, 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 gâl. Și așa. Wow, Holly! Nu, Holly! Stejar! Nu, vă rog să mă scuzați. Îmi pare rău. Încetați, încetați cu zgomotul ăsta chiar acum. Regret, Mierlă, dar nu știu cum. Așa face stomacul meu când mi-e tare, tare foame. Așa e, sunt rădăcinile lui stejar. Ție cumva foame sau sete? Păi, n-a mai plouat de câteva zile. Cred că rădăcinilor mele le este sete. Să mergem cu toții să-i aducem niște apă lui stejar și să-i dăm să bea. Regret, Mierlă. Ajunge, Martinel. E rândul meu acum. Vă mulțumesc. Mă simt mult mai bine acum și sunt sigur că sunetul acela nu vă va mai ține treji. Apropo, pentru voi nu a trecut ora de culcare? Ba da. Să mergem. Noapte bună, stejar. Noapte bună tuturor. Rauzi? Da? Eu mă bucur că n-am rădăcini care gâlgâie. Stomacul meu e zgomotos oricum. Dar dacă aș avea, aș prefera un sandviș cu banane. Noapte bună, Țup-Țup.
Rosie și prietenii ei. Safari printre mini-animale. Ce carte citești, Moș Martin? O carte despre animalele sălbatice. Lei, tigri și elefanți. Mai degrabă elefanți, Martinel. Eu văd elefanți. Ar trebui să pleci în safari. Safari? Safari, Martinel. Adică să te uiți la animalele sălbatice în locurile unde trăiesc. Safari! 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 Am putea încerca, da. Safari! Unde se duc Moș Martin și Martinel? După lei și elefanți. Dar în grădina asta n-o să găsească animale sălbatice. Sărmanul Martinel o să fie dezamăgit. Știu cum să le fac aventura mai distractivă. Să facem un traseu special pentru ei. Lui Martinel o să-i placă. Așa, Holly, uită-te bine la masă și încearcă să-ți amintești cât de multe lucruri poți. Timpul s-a scurs! Oh, erau un ursuleț, o banană și, Te dai bătută? Nu, sigur o să-mi amintesc. Da, mă dau bătută. E ușor. Ursuleț, banană, cană, perie de dinți, mașinuță, bol, pălărie și lingură. Ah, ai dreptate! Oh, trebuie să existe o cale mai ușoară de a mi le aminti. Eu sunt câștigătorul, mai bun decât toți ceilalți. Cred că un cântecel m-ar putea ajuta. Uite, Rosie, par urme de zebră. Sau de rinocer. Wow! Sunt uriașe, ca de elefant. Uite! Parcă ar fi urme de animale. După ele! Ăsta ce animal ar trebui să fie? Un hipo-ele-rinocer. Uite, acolo! Mi se pare că se mișcă ceva. Animale! Șșt! Să facem liniște ca să nu le speriem. Hei, Rosie, Țup-Țup, ce faceți aici? Facem urme ca voi să veniți după ele. Oh, înțeleg. Martinel a crezut că sunt reale. Nu sunt animale! Scuze, mi s-a părut distractiv. Nu-i nimic, Rosie. Regret, Martinel. Poate că totuși nu există animale sălbatice în grădină. Animale! Oh! Furnici! Furnici! Priviți! Sunt micuțe! Wow! Oh! Deci avem animale sălbatice în grădină. Mini-animale. Să pornim în safari printre animalele mici. Bine, Holly, încă o dată. De data asta o să mă ajute un cântecel. Banană, banană și un ursuleț, lingura și... Și? Oh, nu! Iar am uitat! Jocul ăsta nu-i de mine. De acum o să îl scriu ca să-mi aduc aminte. Holly, Will, repede! Veniți cu noi în safari printre animalele mici. Oh! Wow! Wow!
Mini-animale! Da, Martinel, avem multe, dar ce o să facem cu toate? Voi face o grădină zoologică pentru ele, ca să le vedem oricând dorim. Salutare, furnicilor! Am încercat să le facem să se simtă mai bine cu crenguțe și frunze, dar am impresia că vor să iasă. Poate o să-și revină dacă le dăm de mâncare. Să căutăm ceva. Regret, Rosie, nu cred că melcilor le place iaurtul cu căpșune. Morcovii sunt un pic prea crocanți pentru fluturi. Dar sunt delicioși. Dar astea, oricui îi plac prăjiturelele. Sunt delicioase, Holly, dar nu pentru omizi. Dispărut. Poftim? Au plecat! Priviți! Repede, să le prindem! Stați! Nu le puneți înapoi în borcane. Cred că au fugit, fiindcă le e dor de casă. Moș Martin are dreptate. Am vrut doar să am grijă de mini-animale. N-am vrut să le întristez. Nici o grijă, Will. Le putem înveseli iar. Să le ducem acasă. N-avem grădină zoologică? Nu, regret, Martinel. Trebuie să le ducem acolo unde le e locul. Unde trăiesc furnicile? Mușuroiul furnicilor e chiar aici. Bine că am o memorie grozavă. Îmi amintesc tot. Poftim! Pa, pa, fluturaș! Îmi amintesc unde stă el, Țup-Țup. Acolo! Pa, melcilor! Bravo, prieteni! Toate mini-animalele s-au întors la locul lor. N-aș spune, Moș Martin. Salut, micuțo! Tu unde locuiești? Știe, Will, el ține minte totul. Nu știu sigur. Nu-i nimic, știu cum să aflu. Wow! Așa mi-amintesc eu. Desenez și mi-amintesc exact unde stă Buburuza. Veniți cu mine. Buburuza. Mă întrebam unde s-a dus. Stă chiar aici, pe scoarța mea. Bună treabă, Holly. Papa, Buburuzo. Nu ești trist că ți-ai luat la revedere Martinel? Nu! Vizitez mini-animalele când vreau! Ce faci, Țup-Țup? Asta e grădina mea zoologică, dar sunt singurul animal. Nu te speria, Rosie. Știu ce-l face fericit pe animalul ăsta. Da! E foarte fericit atunci când primește gustări delicioase. Lași dâră în urmă ca un animal sălbatic. O dâră de firimituri. Opa, scuze, Rosie.
Rosie și prietenii ei. Somnul lui Stejar și ghindele. Auzi și tu, Țup-Țup? Muzică! Țup-Țup? Oh, Țup-Țup, tu erai! Oh, ce melodie frumoasă! Mersi, Rosie, eu am compus-o. Ah, sunt impresionată! Și ce zi minunată! E o zi bună pentru joacă! Vino, Rosie! Ui! Trebuie să mă schimb mai întâi, Țup-Țup! Bine, toată lumea! Ce jucăm azi? Oh! Ce-o fi cu ei? Cra! Vă spun eu ce e! Problema e Stejar. Stejar? Este foarte morocănos. De dimineață mi-a spus că am cântat ca o cioară. Cra! Mie nu vrea să-mi înapoieze mingea. E blocată între ramurile lui. Când i-am citit poemul închinat lui, a căscat doar. Atunci când l-am întrebat dacă îmi pot freca spatele de el, mi-a spus să mă scarpin de orice altceva. Uneori e puțin mai morocănos. Nu e doar puțin morocănos, e foarte morocănos. Iar când spun foarte, înseamnă foarte. Cra! Vino, Țup-Țup, să vedem ce se întâmplă. Rosie, auzi și tu ceva? Oh, bună, Țup-Țup! Jos! Nu acolo! Ne vedem mai târziu! Îmi plac gogoșile! De ce s-ar mereu pe mine? Pentru că ești atât de moale! Hai să mergem la Stejar! Vă rog să nu stricați ceva ghindelor, bine? Dă-i drumul! Bună, Stejar! Bună, Rosie! Bună, Țup-Țup! Se cam plânge lumea! Iarăși ghindele astea! Nu ghindele! E vorba... de tine! Oh. Toată lumea spune că ești tare morocănos! Nu mă pot abține! Ghindele m-au ținut treaz cât a fost noaptea de lungă! N-am pus geană pe geană deloc! Sunt frânt! Asta e tot! Știu exact la ce te referi, Stejar! Să știi că și Rosie e morocănoasă când e obosită! Cum? Ce-ar fi să tragi acum un pui de somn cât e liniște? Ne ocupăm noi de ghinde și poate le liniștim puțin. Foarte bine! Ghindelor! Ghindelor! Vreau să vă vorbesc! Haide! Cred că ne jucăm cu ele, Rosie! Cra! Trezirea, trezirea, Stejar! Nu trebuie să-ți ceri scuze, a trecut totul. Prieteni? Prieteni, acum nu te supăra, dar aș dori să dorm puțin. Să dormi? Dar eu vreau să ne jucăm. Doresc să dorm. Înțeleg, preferi să dormi decât să fim prieteni, da? Să știi că simt când nu sunt dorit. Cu bine, amice! Definitiv! Cra! Grăbiți-vă! Stați! Vrem să vă vorbim! Bine, ghindelor, stați pe loc! Am spus să stați pe loc! Oh, nu! Iar au făcut-o! Au sărit pe mine! Ce e asta? Eu sunt! Te rog să-mi dai mingea! Te rog! Dar încerc să dorm acum! Iar eu vreau să joc fotbal! Mulțumesc! Poftim, Will!
Voiam doar să dorm. Nu pe hamacul meu! Încetați! Ghindelor! Veniți aici! Rosie! Aici erați! Hei! Încetați acum! Veniți aici! E cel mai amuzant joc, Roșie! Nu e un joc! Trebuie să vorbim! Oare ce mai pun la cale? Rosie, ajutor! Vin, Țup Țup! Să-l dăm! Nu vin! Mersi, Rosie! Trebuie să stăm puțin de vorbă. E vorba despre stejar. Nu! Așteptați! Stați! Întoarceți-vă! Nu le vom prinde niciodată. Cum am putea să liniștim ghindele acelea? Privește-le! Trebuie să se calmeze. Te rog să încetezi, Martinel. Acum vreau să dorm. Uite, Țup Țup, ce liniștite sunt! Și calme! Melodia ta! Țup Țup, continuă să cânți! Am o idee! Lasă-le să te urmeze! Bine, micuțelor ghinde! Trebuie să vă cer o favoare mare! E pentru stejar! Vino aici! Asta chiar îmi place. Îmi place foarte mult. Ce sunete frumoase! Îmi place să te revăd zâmbind, stejar. Noi am stat de vorbă, ghindelor, nu? Da, Rosie! Hei, mingea mea! Mersi, stejar! Scarpină-te de mine, Martinel. Haide! Mulțumesc! Bună ziua, Holly! Îmi reciți poezia încă o dată, dacă te rog? Da! Stejar, dragă stejar, ai un suflet minunat, înțelept și cu mult har, de toată lumea iubit. Mulțumesc, Holly. Acum cred că am înțeles cum să liniștesc ghindele. Cu un cântec de leagăn. Cred că am să dorm și eu puțin. Țup Țup, crezi că sunt morocănoasă când sunt obosită? Eu nu sunt morocănoasă niciodată. Încercam să-l fac pe stejar să se simtă bine. Atunci e bine. Hei, vrei să-ți recit o poezie? E despre tine, Rosie? Da, sigur că da. Atunci când o văd pe Rosie zâmbind, ziua devine frumoasă. Ce drăguț! Dar asta nu se întâmplă prea des. Mai e și morocănoasă. Foarte amuzant, Țup Țup.
Eu nu sunt morocănoasă. Vesela. Rosie și prietenii ei. Urși săltăreți, copaci vorbitori și cuiburi împletite. Place să gonesc cuvântul în față? Ție nu, țup-țup? Eu am în față eșarfa ta, Rosie. De ce vrea Safi să te vadă azi? Vorbea despre o petrecere în pijama. Oh, îmi plac petrecerile în pijama. Frânele prind. Dați peste, bine? Nu are rost, Martinel. Ești prea mare pentru coardă. Sau poate coarda e prea mică. Rosie are dreptate. Ne trebuie o coardă mai mare. Vă aduc eu una imediat ce termin cu Safi. Iar mă lovește șarpa ta peste față, Rosie. Ce deșteaptă e Rosie. Scuze că am întârziat, Safi. Contează că sunteți aici, Rosie. Rosie spunea ceva de o petrecere în pijama. Da, vă cer o favoare. Răspunsul e da. Va fi plăcerea mea, Safi. Mulțumesc. De mult timp voiam ca ghindele să stea cu mine. Ghindele? Dar... I-aș cere personal voie lui stejar, dar deși îl văd și îl aud cum sforăie noaptea, nu am vorbit niciodată cu el. Oh, ce păcat! Mergem și îl întrebăm noi acum, așa-i țup-țup, chiar acum. Rosie, eșarfa, eșarfa! Ești cea mai tare, Holly, în afară de mine, desigur. Eu aș fi cel mai tare dacă aș putea încerca. Haide, Rosie, credeam că acum o să ne ajuți. Vreau să sar și eu acum. Și vei sări după mine. Nu așteptăm pe Rosie? Poate dura o veșnicie, haide. Bună, stejar! Rosie, țup-țup, bună! Am un mesaj de la Safi. Un mesaj de la Safi? Pentru mine? Da! Vrea să știe dacă ghindele pot rămâne la ea peste noapte. Bine, vă dau voie. La ce oră vrea să ajungă? Cred că trebuie să mergem să întrebăm. Mare păcat că nu puteți vorbi unul cu altul, stejar. Păcat că nu avem aripi. Ce ușor ar fi să zburăm până acolo. Sigur, Mierlă poate ajunge la Safi mai repede. Mierlă! Mierlă! Cra? Așa mă cheamă. Ne-ai putea face o favoare nouă și lui stejar? Scuze, dar sunt preocupată, inventez. Noi, creaturile cu pene, nu vom mai avea de stat pe bețișoare țepoase, căci eu, Mierlă, am inventat primul cuib împletit din lume. Ta-da! Și, unde este? Vi-l voi arăta mai târziu. O zi bună! Rămâne în seama noastră, țup-țup. Nu cred că Rosie și țup-țup sunt înăuntru. S-au dus la Safi, vă amintiți? Priviți! O coardă extra lungă. Nu știu sigur. Ar trebui să întrebăm. Ascultați-vă. Rosie ne ajută, doar că nu e aici. Safi,
Stejar vrea să știe la ce oră să vină ghindele. Spune-le mititelelor să vină când soarele e jos și ziua se încheie. Când apune soarele, țup-țup. Frumos! Priviți! Da! Mai repede, Moș Martin! Bravo, Will! Haide! Când voi putea încerca și eu? Într-un minut! Răsucește mai repede! Stejar, Safi vrea ca ghindele să vină când soarele apune. Apus! Sus! Țup! 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 La ce oră se vor întoarce? Mierlă, ești sigură că nu poți ajunge la Safi în zbor? Suntem istoviți! Scuze, Rosie! Nu pot transmite mesaje. Mă ocup de cuiburi de lux. Vino, țup-țup. Măcar drumul e la vale. E șarfa, Rosie. E șarfa. Acum sigur e rândul meu. Moș Martin sare acum, Will. Bine, poți urma tu. Dar să rotești coarda foarte, foarte repede. Promit? Promit! Acum rotește! Da! Uitați-vă la mine! Woohoo! Nu! Ce am făcut? Trebuie să zicem lui Rosie imediat. Da, e la Safi. Adu-l tu, Will. Ce? Grozav. Deși acum sunt foarte obosită, e bine să simți briza pe față, țup-țup. Da, foarte frumos, Rosie. Wow! Păzea! Era cât pe ce. Scuze pentru că ți-am stat în cale și pentru că ți-am rupt furtunul. Furtun? Da, am avut un mic accident, dar încercam să-l ajutăm pe Martinel să sară. Sigur că da! Și întâmplarea cu furtunul mi-a dat o idee genială! Bine, Stejar, fii gata să vorbești cu Safi. Mă iei peste rădăcini? Nu-mi vine să cred că voi vorbi cu Stejar. E așa neașteptat. Probă! Probă! 1, 2, 3! 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 Alo? E cineva acolo? Da! Bună, Stejar! Vorbesc cu Safi. Ce-ți mai fac rădăcinile? Pe mine mă dor de o săptămână. Petrecere! Top, top, top! E gata! Bucurați-vă ochii cu primul cuib împletit din lume! Da, foarte frumos și așa moale, cra! Cum? Chiar pare comod! Și îl poți lua cu tine! Foarte amuzant, cra! Rosie, pot să merg eu în fața acum? Sigur că da! Spre petrecere! Ai dreptate, Rosie! Cât de bine este să gonești, iar vântul să-ți fluture prin cuib! Sup-sup! Îl poți da jos? Când ajungem acasă, Rosie!
Dă-l jos, Țup-Țup, măgâdilă! Primul cuib de iepure din lume! Țup-Țup! Abonează-te la Tralala și fii primul care urmărește uimitoarele aventuri cu Rosie și prietenii ei! La Rosie!